împreună reprezentanții ai Consiliului Județean Sălaj, Primăriei Jibou, Unității Militare 01483, Zalău și ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război, l-au vizitat cu acest frumos prilej pe bravul oștean al Armatei Române, cel mai vârznic din județul nostru, pentru a-l felicita și a-i oferi câteva simboluri. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Uiancu Sălăjanu i-a dăruit și o diplomă de recunoștință pe care sunt inserate următoarele cuvinte. Se acordă domnului sublocotenent în retragere Pop Ilie la împlinirea a 101 ani pentru sfânta credință și acțiune manifestate în cel de-al doilea război mondial, în a pune mai presus viitorul României decât propria viață, cu reverență și venerație. Momentul festiv a avut loc la actualul domiciliu al veteranului, în localitatea Jibou, în prezența mai multor membri ai familiei, fără teama de a greși, putem aprecia că gesturile noastre s-au încadrat într-un firesc comportamental, iar emoțiile au fost mari de ambele părți, mai ales când ne au fost prezentate fapte trăite pe front de-a lungul a trei ani și jumătate.